Proaspeți. Astăzi, 24 aprilie 2024, ziua de comemorare a celor 1,5 milioane de victime ale genocidului împotriva armenilor, între anii 1915-1923, în care două treimi dintre armenii care trăiau în Anatolia, teritoriul istoric al armenii din Imperiul Otoman, au pierit în urma deportărilor, foametei și masacrelor de mare amploare, planificate și executate de către partidul aflat la putere, în frunte cu guvernul junilor turci, compus din triumviratul de ofițeri Talat Pașa, Enver Pașa și Cemal Pașa, care conduceau Imperiul Otoman. Deportările și masacrele au fost pregătite și organizate de la Constantinopel, capitala de atunci a Imperiului Otoman. Evenimentul de astăzi va fi marcat de o slujbă de proslăvire a martirilor sfinți, canonizați de Biserica Apostolică Armeană, pentru cei 1,5 milioane de oameni uciși în genocidul împotriva armenilor, slujbă ce va fi predicată de preotul Petru Dinu, după care vom da ascultare actorului Valentin Braniște, poetelor Serena Cristina și Tinca Tamaș, organistului Adrian Irinela Ciobăniței, pianistei Ozana Calmuschi-Zarea și profesorului de istorie domnul Dumitru Ficuță, dar nu înainte de a anunța prezența la această manifestare a organizației Partida Romilor Pro Europa, reprezentantă de doamna Marieta Hârțescu. Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria Filiala Bacău, preceduse de domnul Dănuț Voicu, Asociația Clubului Sportiv Regional de Șah Nord-Est Bacău, președinte domnul Costică Lupușoru, Comunitatea Evreilor din România, filiala Bacău, reprezentată de domnul Heinrich Brief, Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală Bacău, președinte domnul Doru Tănase. Și în ultimul rând, a cotidianului Deșteptarea, reprezentată de domnul Petre Dore. Da, Forumul German, reprezentat de doamna Mihaela Brunhuber. Am uitat pe cineva? Părinte, aveți împietare. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Vecilor, amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi.
Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru Sfântul Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purrea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel de rău. Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu Duhurile dreptilor celor cei s-au săvârșit, odihnește Mântuitorule sufletele adormiților robilor Tăi, păzându-i pe dânsii într-o viață cea fericită, care este la Tine, iubitorule de oameni. Odihnă-te, Doamne, toți sfinții Tăi se odihnesc. Odihnește și sufletele adormiților robilor Tăi, că Tu singur ești fără de moarte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tu ești Dumnezeu care Te-ai pogorât în iad și ai dezlegat durerile celor ferecați în sus și sufletele adormiților robilor Tăi, odihnește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Una curată și prea nevinovată fecioară, care ai născut pe Dumnezeu mai presus de fire, pe acela roagă să mântuiască și sufletele adormiților robilor Tăi. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, pe mare mina Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, Dumnezeu martirilor, sfinți canonizați, Biserica Apostolică Armeană, și pentru casnice iertelor, toată greșeala ce a de voie și ce a fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! La Domnul Dumnezeu să așeze sufletelor lor nedrepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cere. Doamne, Doamne, miluiește! Dumnezeul Duhului și-a tot trupul care-i călcat moartea și pe diavol i-a stăpat și-i dăruit viața lumii Tale însuți, Doamne, odihnește sufletele martirilor canonizat Biserica Apostolică Armeană în loc luminat, în locul verdeasmă de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea, necazul și suspinarea. Și orice greșeală o săvârșit prin cuvânt, cu lucruri sau gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i Dumnezeu fie. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viac și cuvântul Tău este adevărul, că Tu ești învierea, viața și odihna adormiților Tăi, martirilor Sfintelor Zanțărică Apostolică și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu Sfinții odihnește Hristoase sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu și viață fără de sfârșit.
cel înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru că celui preacurate Maicii sale, ale Sfinților Măriților și Lăudaților Apostoli, ale preacuvioșilor Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, ale Sfântului Dreptul Lazare, cel înviat a patrăză din morți, și a tuturor Sfinților, spetorilor săi, a martirilor, Sfinți canonizați, zic ortodoc, al Apostolului Carmeane, să ierte și să mirească pe ei ca un bun și viitor de oameni. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne sufletelor, adormiți-l martirilor Sfinți canonizați, zic Apostolului Carmeane, și ne părul Doamne veșnică pomenire. Veșnică pomenire. Sfântești totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului, împotriva cuvântului de Sfânt. Și eu popor al mea, deci am sărit multă discorie. Deci am acest cu toții că în Anatolia, deci și din Imperiul Țarism, în Caucaz, în zona Iranului, în zona Siriei, partea răsărită a Turciei, fiindcă era Imperiul Bizantin, nu era Imperiul Otoman. Așa a vrut Imperiul Otoman. Deci, așa nu vedeți că spui popor armen, ești la poporul tot român. Poporul român care a fost purjat de trei imperii. Era Imperiul Austro-Ungar, care ținea Transilvania, nordul Bucovinei, după aceea Imperiul Țarist, rușii, și Imperiul Otoman. Iar în 1914, primul război mondial, turcii s-au ocupat și au omorât mulți armeni. Ei fost omorâți în 1990, dar în 1914, 1916, turcii au omorât foarte mult. De aceea spune când spune că la 24 aprilie 1915 au fost omorâți mulți, peste 1,5 milion de armeni. Dar în primul rând îi omora pe bărbați. Femei și copii îi arunca în Tigru, îi arunca în mare, îi omora, dar pe armeni au omorât foarte mult. Credeți noastră că în 408, armenii avea Biblia în limba armeană, în 402 a fost alfabetul armean. De aceea noastră, gândiți-vă și meditați cu toții, noi avem Biblia în limba română în 1688. Deci, de la 400 și până la 1000, deci, de la anul 408 și până la 1688, poporul mult a suferit. De aceea, de îndrezul că, dacă se numește poporul român, am avut mare bucurie cu poporul armean. Adică, secolul 11-12, sunt primiți, suntem singura țară din Europa care am primit ca armeni în nordul Moldovei, Bucovina. De aceea, dumneavoastră, nu vreau să vă țin mult că spune părinții dumneavoastră, vreau să aduc aminte de Eminovici, care era armean, Gheorghe Eminovici, tatăl său, în zona Botășanului, și am venit, a vizitat în zona, prin care ai vizit școlar, în zona Vaslui și în zona Iași, și am venit la Valea Hoge, Licova și Gârceni, dumneavoastră, înainte să știți că înainte boierii făceau școală și biserică una lângă alta. La Gârceni este scris în biserică că Eminovici a venit în inspecții la Gârceni. Unde era o zonă istorică la Gârceni și aici, în Valea Hoci, era boierul armean Eremia, care l-a dus pe Eminovici în inspecții. Gândim și la Gheorghe Asache, care a spus limba română în Moldova. Deci aia sunt atâtea lucruri pe care armenii au fost atât la înălțime pentru neamul nostru românesc și au respectat. Fiindcă tatăl lui Gheorghe Asache era preot la Biserica Armenească din Iași, iar mama lui era tot armean cât la Gherla. Deci pentru noi totdeauna pe armenii a respectat și azi respectăm, fiindcă ne-a adus multe valori în neamul nostru românesc. De aceea, doamne, gândiți-vă că în 1915
perioada aceea, deci otomanii s-au folosit de primul război mondial, 1914-1918, s-au folosit și au omorât mulți armeni, fiindcă armenii erau un popor civilizat, de cel sub biserica apostolică. Deci, bransul, mai mult vreau să spun în Sătrul fratele Brim, că în istorie, armenii și evreii au fost ca frații, au civilizat multe popoare. De aceea, dumneavoastră, gândiți-vă și meditați astăzi, că pentru noi românii armenii au o mare rol. De aceea, cea mai frumoasă biserică ortodoxă din Bacău, a fost biserica armenească, unde a stat acel monument, o cea mai frumoasă biserică din Bacău. Deci, noi gândiți-vă și meditați profund, că armenii au o mare rol pentru neamul nostru românesc. De aceea, nu vreau să mergeți prea mult, să mulțumim Domnului Agop că a avut curajul să ne cheme pe toți. Noi vă dorim sănătate, inimă bună și uitați că armenii, pentru neamul nostru, au avut o mare rol. Deci mai gândești și limba română, Gheorghe Asache. Gândești și Eminovici, învățăm la școală Eminescu. Dar nu se spune în școală clar ce a fost de Eminescu. Fiindcă a schimbat numele din Eminescu, Iosif Vulcan la vizita familie de la Oradia. Și Eminescu și în fața a fost și la acuză, unui acuză era exilat la Heidelberg, în Austria, în 1866, așa pe cum 1873 moare acuza, se duce, înainte moartea, se duce Eminovici, se duce în vizită la Heidelberg și în fața lui acuză spune ceva extraordinar, care trebuie să repet, deci așa frumos, că mama nu moare niciodată. Și chiar de-ar muri, locul mamei rămâne biserica care e mama și popor. Asta este biserica, este mama noastră. De aceea, doar să gândiți-vă permanent, pe noi românii am păstrat mama crescii biserică. De cel mai de drag și frumos a vorbit Eminovici în fața Alexandru Ancuza la Heidelberg, că mama nu moare niciodată. Și chiar de-ar muri locul mamei rămâne biserică. Mama, biserica este mama noastră. Că la biserică nu mergi numai pe când te botezi, când te cunoști și când treci mai cealaltă. Așa și mama. Vreau să-ți o la cu toții că mama, că și când se culcă, îți gândești la copii. Îți gândești tot timpul. Poți fac copii. Poți fac tutare. De aceea, doamnă, gândiți-vă, meditați profund, că armenii au o mare rol pentru neamul nostru românesc. Și gândiți-vă, eu am văzut, mă le-am explicat și o să căutăm în istorie, că și tuturor Vladimirescu, care ne-a scăpat din domnile Panariote, fiindcă domnile Panariote erau într-o cartier din Fanar, din Constantinopol, și stătea un grec 2 ani în Moldova, 1711 început în Moldova, și 1716 început în... Fiindcă de dragul vorbit, au fost uciși armeni, dar și prin copilul Constantin, cei patru fii ai săi, viitorul generii, au fost omorâți la Constantinopol, au fost omorâți. Și în 1716 apar unii Panariote și în țara Rumeniei și Moldova. De am scăpat de acest domnii, care erau greci veniți din cartierul Fanar, tot Tudor Vladimirescu, care avea mult o malmoșie foarte mare, crescuri de animale, zona Oltenii. O să mai cercetăm și să aflăm, eram tânăr, știam că și tot Tudor Vladimirescu, dar tot armeană. Deci noi vă dorim mult sănătate, ne vom și uitați că armenul tău mare rol pentru neamul nostru românesc. Și Dumnezeu te dea sănătate la armen, să noi nu uităm niciodată și tot ce se pomenim, fiindcă spui Gheorghe Asache, și la Iași, facultatea, prețată Gheorghe Asache. Unul nici nu știu că este armean. De aceea, doamnă, gândiți-vă, cu tău mare rol pentru neamul nostru românesc. Dumnezeu te dea sănătate și care să viață, iar cei care să viață, Dumnezeu să ierți, să trăiți, să-i pomeniți. Amen. Thank you.